casa o sărbătorește pe Antonia, este ziua ei de naștere și s-a lăsat puțin așteptată. I-am văzut pe Ștefan și pe Maria în bucătărie, spunând că ei nu suportă să aștepte și că e și două minute, că e și trei minute, iar apoi spunea Maria că este foarte dragă Antonia și că ea crede în sentimentele lui Cristian. Că se vede că e sincer și la prima iubire, dar să vorbim despre ziua de naștere a Antoniei. A intrat cu un super vibe, dansând, suflând în tort și în mulțimea de oameni a zărit-o pe mama ei. A țipat și a mers direct la ea să o îmbrățișeze. Cam acesta este unul dintre cadourile pentru Antonia. Venirea mamei ei pentru a sărbători împreună cu fica cei 28 de ani, ocazie cu care îi urăm și noi la mulți ani.